La toți de față și viitori, sănătate! Sunteți la Vreau să știu, pastila de tehnologie. Astăzi, 2 septembrie 2024, eu, Cătălin Oprișan, 48 de primăveri, fac primul unboxing de telefon din viața mea. Le mulțumesc prietenilor de la Motorola că mi-au trimis modelul acesta. Este abia scos din cuptor, frige. E vorba despre, clar, Motorola Edge 50 Neo. Neo, ca băiatul ăla cu ochelari din Matrix. Se ferea. Țineți minte pe Keanu Reeves când evita el gloanțele? Apropo, astăzi este ziua lui Keanu, face și el 60 de primăveri. S-a legat perfect. Dar ce avem noi aici? Iată cutia în care vine Motorola Edge 50 Neo, telefon lansat joia trecută, la un preț excelent, de doar 2000 de lei. Aveți linkuri și acelișa în descriere. Logic, îl găsiți pe EMAG, Flanco, Altex și la toți operatorii de telefonie mobilă, Digi, Orange, Vodafone și Telecom. Dar ca să nu mai lungim, cum vă spuneam, trecem direct la unboxing. Și acum o să deschid cutia. Hop, hop. Mămică, dar ce se simte? Deci telefonul ăsta vine parfumat, pe bune, ca reclama aia cu bebelușii. Când intră un părculeț, parfumat la funduleț. Mi-au spus colegii înainte de filmare, că de la ei știu, că Motorola i-a creat un parfum special telefonului în parteneriat cu Firmenich, companie suedeză specializată în dezvoltarea de arome de mai bine de 125 de ani. Gata! Haideți să vedem și, aoleu, ușurel, telefonul. Ia priviți-l. Frumos, elegant, mititel. Arta în mâinile tale. Ăsta este și sloganul de lansare folosit pentru el. Sincer, îmi place că Motorola a ieșit un pic din tiparele telefoanelor mari, cât paleta de ping-pong. La mine a ajuns în varianta grisei, adică un gri închis, dezvoltat, bineînțeles, în parteneriat cu Pantone. Să vă zic două vorbe și despre Pantone? Păi nu vă zice Cătălinuș? Pantone, așa puțin englezit, este o companie ce stabilește standardele de culoare, astfel încât toată lumea, de la designerii de modă, să zicem, la producători, să poată vorbi aceeași limbă când vine vorba de nuanțe. E clar, da? Practic. Băieții de la Pantone sunt experții care decid ce culori sunt la modă și care dau nume codificate fiecărei culori, ca să fie ușor de recunoscut și folosit pentru toată lumea. Și da, Pantone colaborează de ani buni cu Motorola. Pe lângă varianta grisei, care a ajuns la mine și care, apropo, denumește și un stil de pictură în care se utilizează, logic, doar nuanțe de gri, noul Edge 50 Neo mai este disponibil și în variantele Pantone Poinciana. Poinciana. Asta este un copac tropical cu flori foarte frumoase, latte și nautical blue. Atenție, nautical blue. Arată senzație, cinstit, acest Edge 50 Neo. Se ține bine în mână, priviți, că de când tot vorbesc eu tot îl agit. Are cel mai mic ecran regăsit la un telefon Motorola. Ia uite-l, tăticule, 6.36 inci. Și ce mai găsim în cutie? Da, o husă, ia uite, care e tot în culoarea telefonului. E aici, ia uite. Da? Foarte mișto. Este bio, ați văzut că și pachetul și așa mai departe bio, produs în parteneriat cu A Good Company. Nu vei avea nevoie neapărat de Iana, pentru că Edge 50 Neo are certificat de grad militar. Să trăiți! Adică, în traducere, este foarte rezistent la șocuri. Nu va păți nimic dacă se mai întâmplă să-l scap din mână, scuze. Unde mai pui că acest telefon primește 5 actualizări de sistem? Ceea ce înseamnă că îl poți folosi fără griji pentru ani de zile. N-avem încărcători inclus, dar asta se întâmplă de multă vreme și la telefoanele de peste 1000 de euro, să zicem, da? Partea bună este că Motorola Edge 50 Neo are nevoie de doar 11 minute. 11 minute de încărcare pentru a putea fi folosit întreaga zi. Îl lași dimineața, hop, frumos în priză, te duci, bei cafeluța și apoi îl folosești până seara. Și știți ce am mai auzit despre acest telefon? Că are un ecran demențial, dar și niște camere foto. Ia uitați-vă.
foarte bune. Hai că am vorbit destul. Ies puțin la joacă cu acest Edge 50 Neo, da? Să vă arăt ce poate. Sunt aici, să trăiești, tată! Sunt aici în centrul Bucureștiului, la Rotonda Actorilor, împreună cu noul meu prieten Motorola Edge 50 Neo. Și am zis să-mi fac și eu așa un selfie, el face niște poze adevărat demențiale. Asta și pentru faptul că este dotat cu un senzor Sony Lithia 700C, pe care îl veți găsi pe dispozitive mult, mult mai scumpe, iar acesta, vă reamintesc, costă numai 2000 de RON. Ia să-și facă unchiul un selfie așa, ia, stai un pic. Că am văzut că așa se face la... Gura închisă, ia. Gata, tată, altceva. Și are și un ecran excelent. Se vede totul clar, chiar dacă bate soarele în el. Revenind puțin la fotografie, să știți că vă puteți juca bazându-vă pe modurile de inteligență artificială pe care le regăsiți aici, în suita Moto AI. Gata, cam atât cu vorba, Cătălinuș pleacă să facă niște poze adevărate, cum vă spuneam, Neo, tată, noul meu prieten. Mergem că avem treabă, o să le regăsiți, o să le revedeți, pentru că mă ajută colegii mei la montaj. Eu v-am pupat, mă duc să fac niște poze, chiar pe bune, am treabă. La revedere!